Golurile selecționate, antrenate de Gabriel Ibriș, au fost înscrise de Ioniță în minutul 50 și Modruz, care a marcat la a doua atingere de minge după ce a intrat în teren. Pentru irlandezi a înscris Kelly în minutul 87. În urma meciurilor disputate ieri seară pe stadionul Gloria din Buzău, selecționata tricoloră este liderul grupei a doua, cu 3 puncte, urmată de reprezentativele Angliei și Slovaciei, cu câte un punct după ce au remizat în primul meci al zilei scor 2-2. La turneul final se vor califica doar ocupa pantele primului loc din cele 8 grupe intermediare. Aflată la ediția cu numărul 11, UEFA Regions Cup este o competiție organizată de UEFA și dedicată echipelor practicante de fotbal amator. Gazda turneului final va fi selectată de către forul european din rândul celor 8 echipe care vor obține calificarea. Turneul este programat în vara anului viitor. Cele 8 echipe care se vor califica la turneul final vor fi împărțite în două grupe de câte 4, iar câștigătoarele grupelor se vor întâlni în finală.